victorie, cum a spus dumneavoastră, nesperată. În contextul în care joci în 10 contra 11, iar prima repriză când ai jucat 11 la 11 nu ai arătat că ai forța necesară pentru a învinge, îți dă clar o satisfacție că reușești să învingi contra tuturor așteptărilor. Mă refer din după 1-0 pentru Rapid. Este un rezultat bun, un rezultat care te bagă în cărți, cum se spune, un rezultat care îți dă încredere în urma totuși a 40-45 de minute de joc bun cu prelungirile. Dumneavoastră ați fost de asemenea capitan la Universitatea Craiova. Ați avut un astfel de moment, precum cel al lui Mitiță în acest meci? Băi, vă omor! A fost surprins de camere când li s-a adresat cu echipierilor. Ați avut, vă aduceți aminte de un astfel de moment? Mitiță nu este un tip agresiv în afara terenului. El nici în teren nu era văzut ca un tip agresiv. Dar asta arată dorința lui de performanță, dorința lui de a învinge, arată schimbările majore pe care el le-a făcut în ultimii ani. Credeți că poate să prindă trenul de euro? Având în vedere jocul, având în vedere ultimele meciuri, ultimele luni din campionat, cred că merită să facă parte din lot. Cred că Edi Iotănescu ar trebui să aibă mai multă atenție la un jucător cu astfel de calități. Mitiță este unul dintre puținii jucători ce pot face diferența în timpul unui meci. Este cel care pe fază ofensivă își asumă responsabilitatea duelurilor 1-1, vine cu reușite individuale. Deci, cred că ar trebui luat în considerare și merită să fie în lot, cel puțin în lot. Urmează acest meci dintre FCSB și Universitatea Craiova la București și mi-aduc aminte că am fost în 95 la o finală a campionatului între Steaua și Universitatea Craiova în Ghencea. Până la urmă, Steaua a câștigat acea finală, o așa zisă finală, dar a fost un meci decisiv. Marius Lăcătuș a marcat unicul gol. Steaua a câștigat cu 1-0 și a devenit atunci campioană. Și mi-aduc aminte că toată peluza sud din Ghencea era plină de suporteri ai Craiovei și George Constantin Păunescu, ca să-i consoleze după înfrângere, s-a dus la ei și i-a anunțat că îl va aduce după acel sezon, în acea vară, pe Pavel Badea la Universitatea Craiova, ca să le mai aline amarul. Da, vă aduceți bine aminte. Am fost plecat în perioada 92-95 în Elveția, în jucat la Lozan. Și m-am întors în vara 95 acasă, pentru o perioadă scurtă. După aceea am plecat în Coreea și în Japonia, 7 ani. A fost o șansă ca de altfel cum am avut și acum 3 ani. Am jucat cu titlul pe masă. Aduceți-vă aminte că, la fel ca și la meciul la care dumneavoastră a făcut referire, și acum 3 ani că am jucat cu CFR-ul cu titlul pe masă. Asta arată că încă mai avem de luptat pentru a ne duce la îndeplinire obiectivul mașină pe care îl avem, acela de a câștiga un nou campionat. Pentru că din 90-91, când s-a câștigat ultima oară campionatul, Universitatea Craiova, deși și-a pus ca obiectiv câștigarea campionatului, nu a reușit decât în 2 ediții să fie foarte aproape. Mă refer la ediția 95 și 2001. Dacă Universitatea Craiova câștigă acest meci în etapa următoare, atunci spune că totuși campionatul este relansat, s-ar face 4 puncte între lider și ocupant al locului 2 cu 7 etape înainte de final. Credeți că Universitatea Craiova poate să câștige acest meci? Este clar că un rezultat pozitiv ar ridica gradul de spectaculozitate al campionatului, ar da un și mai mult interes acestui campionat. În cazul în care FCSB-ul va câștiga, e clar că acest campionat este tranșat. De aceea importanța meciului este extrem de mare, în primul rând pentru FCSB, pentru că ar fi foarte aproape de îndeplinirea obiectivului pe care și l-au propus. De aceea cred că meciul
nu știu când se joacă, sâmbătă sau duminică, va fi... Duminică seară va fi meciul. Duminică seară va fi foarte, foarte urmărit și extrem de important pentru ambele echipe. Mă gândesc că vor veni și mulți suporteri ai echipei dumneavoastră pe arena națională. Duminică seara o să fie mai greu, dar sunt sigur că cel puțin 2000, dacă nu și mai mulți suporteri, pentru că noi avem foarte mulți suporteri în București, vor fi la meci. Îi așteptăm la meci să fie alături de echipă.